fi un meci dificil, după o pauză destul de lungă. Am avut doar un singur meci de pregătire și sper să ne iasă jocul, să luăm cele 3 puncte și să ieșim sănătoși de vedere. Cum a fost perioada aceasta pentru voi? O perioadă foarte grea, în care am stat și în hotel, ne-am pregătit câte 4 la început și nu am fost obișnuiți cu stilul ăsta de viață, dar am ajuns la 70-80%, cred eu, nu suntem 100% și sper să ne facem jocul cu care v-am obișnuit. Meciul de duminică, în condiții speciale, fără spectatori și cu teama de a vă infecta, vă este frică și de acest lucru? Mie personal nu mi este frică că mă infectez. Pot să mă infectez și la magazin dacă mă duc să cumpăr ceva. Mă gândesc mai mult la meci, îmi pare rău că nu sunt suporterii alături de noi și sper să se schimbe situația asta. 11 goluri în acest campionat, te gândești la jocul de corectă ca final? Dacă am ajuns în ipostaza asta, cum vă dați seama că mă gândesc și de ce nu sper la finalul campionatului să fiu pe primul loc. Meciul de la Craiova v-a băgat puțin în ritm, două jocuri bune, cu candidatate. Da, cât de cât. Vă dați seama că mai aveam nevoie de meciuri de pregătire, dar am jucat doar unul și sperăm să începem bine campionatul.